Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul, Psalmul 120, versetul 2, iubiți credincioși, în Evanghelia de astăzi, mi se spune că într-o zi Mântuitorul Iisus Hristos se aflau, deci împreună cu ucenicii, într-o corabie. Și a pornit o furtună foarte mare. Atât de mare era furtuna, încât corabia se acoperea de vale. Iar Mântuitorul dormea. Și venind ucenicii la el, l-au deșteptat, zicând: Doamne, mântuiește-ne că pierim. Iisus le-a zis: De ce vă este frică, puțin credincioșilor? Iubiți credincioși, vedem că și în viața noastră, poate în fiecare zi, poate în fiecare săptămână, se ridică valuri puternice și noi credem că ne acoperă, credem că nu mai scăpăm, ne fricoșăm, ne găsim soluții și ne rugăm lui Hristos și Maicii Domnului. Și uneori mi se pare că nu se întâmplă nimic. Și chiar poate unii zic, oare Dumnezeu nu ne aude? Oare Dumnezeu doarme? Dar să știți că Dumnezeu nu doarme. Mântuitorul Iisus Hristos ne aude. Și este cu noi tot timpul. El a promis lucrul acesta și a zis, iată, eu cu voi sunt în toate zilele. Nu a spus că sunt cu voi o zi da, o zi ba, dar sunt toate zilele, până la sfârșitul viacului. Și noi strigăm și strigăm, pentru că suntem cuprinși de frică. Dar iată ce ne spune Hristos, de ce nu este frică? Puțin credincioșilor. Frica este de la diavolul. Când stă lângă noi, ne dă tărcoarea un dur rău, simțim o frică. Ne cuprinde așa o frică din semn, nu știu de ce. Și cred că fiecare a simțit așa lucrul acesta, o frică din semn. Și atunci ne dă tărcoarea un diavol sau un duh rău care vrea să ne facă. Dar să ne amintim ce a spus Părintele Sfântul Paisie, a Gheorghe. Când este frică, așa, din semin, da? Să ne rugăm. Să ne rugăm la Domnul Iisus Hristos, dar că noi stăm liniștiți. Să nu ne panică. Da? Pentru că Duhul va pleca. El nu suportă rugăciune. Stă ce stă și voi pleca. De ce ne spune Hristos? De ce vă este frică? Este frică pentru puținul nostru credință. Ce puțin, deci nu spune necredincioșii. Îi spune puțin credincioșii. Așa cum mi-a spus lui Petru. Pentru ce te-ai îndoit? De ce te-ai îndoit? Când era pe vale. Când a strigat din rână, din plângă, Doamne, scapă-mă. A mers pe apă. Ca pe o scară. Nu știu cât. 10 metri, 15 metri. Dar nu asta are importanță. Important e că a mers pe apă. Era plin de bucurie și a vrut să le arate ucenicilor cât este el de fericit că acum îl invită pe Dumnezeu în corabie. Și a mers ca să-l întâmpină. De asemenea, ce curaj a avut la început. Nu are curajul ăsta să sărim în apă așa, să merge ca pe ăsta. Și nu trebuie să avem curajul ăsta. Și a zis, puțin credinciosule, n-ai zis necredinciosule, pentru ce te-ai îndoit. Atunci s-a ridicat, a certat vânturile și marea și s-a făcut liniște de
Hristos, Domnul, poate să aducă vreme bună în viața noastră, să poruncească vânturilor, adică necazurilor, poate nedreptăților, prigonitorilor, să înceteze. Încetați. Pentru doar să strigăm către Mântuitor. Și se va face liniște de plină, adică vom fi liniștiți. Și ce bine ne simți atunci când stăm liniștiți. Suntem conștienți că Hristos este cu noi, că Maica Domnului ne ajută. Iar oamenii, adică ucenicii, s-au mirat zicând, cine este acesta că și vânturile și marea ascultă de el? Cine este acesta? Este Dumnezeu. Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care ne-a răscumpărat prin scump sângele Său. Și acesta a avut și are ucenici în continuare, pentru care se află și Sfântul Mare, cei cel mare, chiar că este mare. Sfântul Mare, ucenic, Dimitrie, izvorătorul de mic. Când îi desface racla, acolo este plin de mir, izvorăște mir. Capul lui Sfânt, izvorăște mir. Acesta a trăit între anii 284 și 311. Era o mare prigoană în acea perioadă, până a venit Sfântul Constantin cel Mare, în 306. Atunci împărat era Maximian. Dar să vedem ce s-a întâmplat atunci. Tatăl Sfântului Dimitrie era voievod sau general. Iar după moartea acestuia, datorită calitățile excepționale ale lui Dimitrie, acesta a pus voievod peste Tesalonic. Mai multe, să înțelege, înseamnă un voievodat. Deci mai multe sate, în acea perioadă, mai multe sate la un loc formau un cnezat și aveau un frunte un cneaz, așa se numea conducător. Mai multe cnezate formau un voievodat. Și aveau frunte un voievod. Deși acum Tesalonicul era o cetate mare. Tânărul Dimitrie se dedicea cu rugăciunea de mic, pentru că a fost învățat de părinții să se închine icoanei Mântuitorului și a Macedoniei pe care aveau acasă. Nu aveau atunci Biblie cum avem noi astăzi. Era Biblia vie. Avea icoană, aceea era Biblia. Și era un om bun la suflet, tânărul Dimitrie. Se dedicea cu postul, cu rugăciunea. Și datorită faptelor sale bune și cunoștințelor sale, așa cum am spus, va ajunge voievod peste Tesalonic. Creștin fiind, îl propovădea pe Domnul Iisus Hristos. Și în acea perioadă nu era voie. Cei care propovădeau pe Hristos erau închiși, erau bătuți, erau înnecați în rău, îi se punea un copit în ochi, în gură, în vechi, erau tăiați cu ferăstrău, cum ne spune Sfânta Scriptură. Și privegeau săracii, mulți dintre ei privegeau prin pește, prin crăpături de pământului, întâi de oaie sau întâi de capră, strâmtorați, bătuți, așa cum am spus. Au fost 10 împărați sângeroși în primele 3 secole, începând cu Nero. Și prigoana aceasta s-a încheiat cu Maximian, care, aflând că este ucenic al Mântuitorului, este creștin, a început să-l ademenească cu multe daruri. Promițându-i multe lucruri, așa cum făceau cu toți creștinii.
doar să se lepede de Hristos, dar nu atât. Mai mult, averea pe care o avea, pentru că tatăl lui murise, a vândut-o și a împărțit-o săracii. Avea și un administrator, numele Lupu, când a văzut acesta cât de darnic este stăpânul lui, s-a creștinat și el. Și a fost pedepsit pentru că a propovădat pe Hristos. A fost închis, a fost băgat în închisoare, unde a arătat bătăi, sfinjuiri, umilințe. În acea perioadă se făceau multe jocuri, cum organizau toți împărații, ca să câștige bunăvoința și dragostea poporului, organizau jocuri în arenă. Acestea durau zeci și zeci de zile, luni și ele. Și aici se împărțea și pâine, se făceau tare, oameni. Și așa le câștiga simpatia împăratul oamenilor. Și era atunci un păgân cu numele Lie, foarte puternic și temebiluit. Și omora mulți oameni, pentru că erau și lupte de gladiatori acolo. Și văzând un ucenic al lui Timitrie, pe nume Nestor, cum urmulea acesta pe Dumnezeu, pe Hristos, și cum ne omora pe mulți creștini, a mers la Sfântul Dumitrie în Chisoaie, ca să primească binecuvântarea pe acesta, să meargă și să se lupte el cu păgânul lui. Și Dimitrie a binecuvântat și a făcut pe frunte semnul crucii. Și a mers Nestor, că a văzut împăratul, a zis, vai, a văzut că era frumos, a trăit puternic și el, și a spus, nu te duce în arenă, că eu să te omoare pe loc. Și l-a pus să-l ademenească și pe el, să pună, să dea o funcție de conducere, să dea dare, dar acesta a refuzat. Și ce credeți? Că el a mers și a strigat toată tare, zicând pe numele Dumnezeului lui Dimitrie. Așa ce poluptă, te voi bilui pe tine, cu Dumnezeu lui Dumnezeu, și cu puterea acestea te voi bate pe tine. Și, într-adevăr, Nestor va bilui la omul pe tine. Lucrul acesta nu a plăcut împăratul, vă dați seama, și s-a răzbunat astfel, pentru că l-a omorât pe Nestor. Dar numai pe Nestor, l-a omorât apoi și pe Sfântul Dimitrie, care știa ce l-așteaptă. Știa că l-așteaptă moartea, deci a primit cu demnitate și chiar cu bucurie a primit să fie omorât, să fie străpuns de suvițe. Și acesta și-a dat Duhul în mâna lui Hristos, Mântuitorul lumii. Iubiți credincioși, au venit sigur că creștinii, cei care cunoșteau pe Dumitrie și au îngropat cu Evlavie trupul Sfântului Dimitrie într-un anumit loc. Se spune că din greșeală un mare pregător, Leontie, atingându-se din greșeală de moaștere Sfântului Dimitrie, s-a făcut sănătos. Și a ținit acolo o biserică de piatră deasupra moaștelor Sfântului Dimitrie. De altfel, să știți că și primele vremuri creștine, toate bisericile, toate altarele erau zidite pe mormintele Sfinților. Și noi avem aici Sfântul Artemis, este un veșmânt în patru laturi, pe care este scena punerii mormântului Mântuitorului, fără de care nu se poate face Sfânta Liturghie și acum
Gli iscritti Santo Dimitrije a fost un om foarte curajos. Nu s-a speriat de prigonitor. Și a luptat împotriva lui. Așa cum ar trebui să facem și noi. Prigonitorul nostru cel mai puternic astăzi este diavolul, care de multe ori ne ispitește, ne pune piedici. Sigur că motivele le cunoaște. Vrea să temenească cât de multe suflete poate să le ducă cu el în ea. Dar noi avem pe mijloc, avem niște mijlocitori, pentru care și pe Sfântul Dimitrie. Dacă vezi chema la rugăciune, să știți cum să vă ajut. Pe mine, pe noi, pe mine personal, m-a ajutat foarte mult. Și cred în puterea lui. Întotdeauna când am vreo problemă, îl chem și pe el să mă ajut. Printre alți sfinți, sigur că mai timp pe Domnul Iisus, mai ca Domnul, principii de alți sfinți îl rog și pe el, pe Sfântul Dimitrie, să mă ajut. Și vă îndemn să facem lucrul acesta. Citiți acatistul și chemați-l. Pentru că eu o să vedeți cum o să vină și să vă ajute. Iubiți credincioși, împăratul Justinian a vrut să mute moaștele din Tesalonic în Constantinopol. Dar, în momentul când a vrut să ridice racla Sfântului Dimitrie, s-a arătat așa, a ieșit ca o pară de foc și o voce s-a auzit, zicând, stați și să nu îndrăzniți. Și ei au înțeles atunci că Sfântul Dimitrie nu vrea să părăsească de Salonic. M-am gândit la Codimeasa Paraschiva, care, așa după cum știm, este născut în Tracia, în Constantinopol. Acolo și noi. Cum a ajuns în Moldova? Cum a ajuns în Moldova? De ce a vrea să vină în Moldova? Și alții sfinți, să știți, care și alții sfinți, care tot așa au ajuns în România. Și eu mă gândesc că ea peste viacuri a văzut lumina și mănăstirile și rugăciunile care se fac, care și peste viacuri, sigur, vor trăi înaintea Tronului Dumnezeu. Și de aceea a ajuns ea, curioasă Paraschiva, aia și mereu. Și m-am gândit că nici și Sfântul Dimitrie a fost să ajungă la Constantinopol. Acum știți ce e Constantinopol. Este Istanbul. Și mai este de ce am văzut. Ei văd un lucru de dinainte. Este viacul. De ce? Să ne rugăm să ne primim. Să chemăm. Cu smerenie. Dar și cu siguranță, special când avem probleme, dar nu e cazul. Ne ajută și ne face darul și darul ne face să știm. Și nouă ne-a făcut darul. Și mulțumim și rugăm ca să fie cu noi, să mijlocească